s-a dat alarma luni după amiază în zona centrală a municipiului Sibiu. O persoană a sunat la 112 pentru a anunța că pe strada 9 Mai se află o bombă. IPJ Sibiu a dislocat de urgență la fața locului mai multe echipaje din sistemul de ordine și siguranță publică și poliție rutieră pentru a asigura perimetrul și pentru a evalua riscurile. De asemenea, au participat la căutări și câini antrenați pentru a detecta explozibili. După câteva ore de scotociri, anchetatorii au ajuns la concluzia că alarma cu bombă de pe strada 9 Mai a fost una falsă. O mare parte din profesori și educatorii sibieni vor declanșa grevă miercuri între orele 11 și 13. Cadrele didactice protestează astfel împotriva salariilor extrem de mici. Neindexarea acestora, așa cum a fost promis, și lipsa personalului din școli, în funcție de orarul elevilor și de cum sunt împărțite orele și pauzele, la fiecare școală în parte, elevii vor veni mai târziu, ori vor pleca mai devreme. Polițiștii sibieni fac cercetări pentru a-i da de urmă unui hoț care a încercat să măsluiască un bancomat de pe bulevardul Mihai Viteazu. O femeie a luat legătura cu oamenii legii când, după ce a introdus cardul respectivul ATM, n-a primit niciun ban. Deși în aplicația băncii arăta că suma a fost retrasă, un bărbat care se afla și el la coadă pentru a scoate numerar a cercetat bancomatul și a găsit în el o bucată de metal lipită cu adeziv. Acesta fiind chiar mecanismul prin care hoții intrau în posesia banilor altor persoane.